Situația actuală prin care trece Rapidul este foc de paie în comparație cu adevăratele tragedii fotbalistice pe care le-am trăit alături de Rapid și aș aminti aici finala Cupei cu Petrolul din 1995, meciul de la Craiova din 2 mai 1998, meciul cu Anderlecht de la Bruxelles din 2003 și sfertul de finală din Cupa UEFA din 2006. În acest clip vreau să vă vorbesc despre meciul cu petrolul, finala Cupei cu petrolul din 1995, și vreau să vă arăt o poză. Este în acest moment pe ecran poza de la intrarea jucătorilor rapidului pe teren la meciul cu petrolul din 1995. Îmi poate cineva explica cum este posibil ca niște jucători ai unei echipe de fotbal să intre pe teren? cu capul în pământ în condițiile în care în acel moment pe stadion aveau parte de susținerea a zeci de mii de oameni cred că cincizeci de mii de rapidiști au fost prezenți la meciul acela îmi poate cineva spune logic cum doamne iartă-mă pot să intri cu capul plecat cu capul în pământ la o ca asta răspunsul a venit de la Dănuț Lupu după atâția și atâția ani? Răspuns pe care l-a dat în direct la o emisiune pe fanatic.ro, într-o conversație pe care a avut-o cu Gigi Corsicanu, și anume, jucătorii intrau cu capul plecat în, pe teren, mai pun o dată poza, ca să vedeți, au intrat cu capul plecat pe teren pentru că știau că urmează să-și bată joc de spectatorii prezenți și le era rușine. Mă mir, dar le era rușine. Cred că inconștient, cred că au făcut-o, nici măcar nu și-au dat seama. Cred că inconștient au lăsat capul în, în pământ. Pentru că meciul acela a fost vândut. Meciul cu petrolul a fost vândut. Avea Dinamo interes direct să joace în cupele europene și au umblat la jucători. Danus Lupu, așa cum declara, lasă în descrierea acestui clip linkul cu articolul cu declarațiile lui Danus Lupu. Danus Lupu știa despre lucrurile astea și s-a dus la George Copos. Și George Copos nici n-a vrut să audă, a zis că e imposibil așa ceva, că pe el nu-l vinde nimeni. Și uite că băieții au luat banii, au vândut și Ceea ce îmi pare mie rău este că Dănuț Lupu nu spune cu nume și prenume cine au fost acei vânzători pentru a-i trece frumos, pentru a scoate frumos din, de la, din galeria oamenilor despre care vorbim numai lucruri bune și frumoase. Iar în ceea ce privește un meci jucat după aceea, nu sunt declarații, dar după ce afli ce se întâmplă la un meci de finală, de Cupa României, o finală pe care o aștept și o visez de ani și ani de zile ca suporter rapidist, eu eram copil atunci. Aveam 12 ani. Dar erau oameni care așteptau de foarte, foarte mult timp și poate că n-au mai apucat să vadă rapidul câștigând un trofeu. Și ei au vândut meciul. Și ceva îmi spune după ce afli chestii de genul, Ce îmi spune că steaua în 1998 nu a umblat numai la Ionel Ganea. Nu! Ceva îmi spune că au mers pe toate fronturile. Să nu uităm că Ilinca le-a confiscat telefoanele și a blocat în cantonament. Craiova vrea să piardă meciul acela ca să joace în cupa cupelor. Olteni își vedeau interesul. Să nu uităm că șase inși numărați, printre care Vancea, care a făcut henți intenționat, Luțu, care i-a făcut semnul lui Lobo, în ce parte bate. Eram în spatele porții acolo și am văzut. Să nu uităm că i-a făcut semnul Lobons în ce parte bate și s-a dus Lobons direct pe ea. Deci șase jucători de la Creuva, cel puțin, vroiau, își doreau ca rapidul să câștige. Deci, ceva îmi spune, fără să acuz pe nimeni, ceva îmi spune că nu ne-a bătut Ionel Ganea de unul singur. Cred că s-a lucrat pe mai multe fronturi. Cred că o parte din jucătorii de atunci ai Rapidului au fost contactați de Steaua. Cred că arbitrul cu nume de Pictor care n-a văzut golul lui Lucian Marinescu, care a intrat, șutul a intrat 2 metri în poartă, el nu, n-a văzut. Cred că și pe acolo s-a umblat. În ceea ce privește meciul de la Bruxelles, am informații că s-au întâmplat lucruri dubioase la pauză. Regretatul Gabriel Fuior, fost director de marketing la Rapid, era lucrat pe vremea aceea la Cosmote și actualul Telecom și a fost invitat, a avut invitație la tribuna oficială la uh, meciul uh, de la Bruxelles și mi-a spus că la pauză a venit un director de la Fortis la el, l-a bătut pe umăr prietenește și a zis în felul următor: S-a rezolvat, nu te mai agita, s-a rezolvat, uh, stai liniștit uh, că totul s-a hotărât. Iarăși, nu vreau să acuz pe nimeni, dar este extrem de dubios modul în care Rapidul, jucătorii Rapidului s-au comportat în repriza a doua a meciului cu Anderlecht în condițiile în care după aceea jucau cu um, Legia Varșovia care nu este nici de cum uh, echipa din momentul prezent rapid era cu foarte foarte mult peste acea echipă în drept dovadă Anderlecht s-a distrat cu Legia Varșovia și um, mai ales că Anderlecht pierdea, dacă era eliminată de rapid, pierdea câteva zeci de milioane de euro. Repet, am fost și la meciul ăla un gust amar, dar nu pot să acuz pe absolut nimeni. Eu vă spun doar ceea ce știu. Iar în ceea ce privește meciul cu FCSB, mă rog... Spuneți voi, decideți voi, pe mine nu mă interesează una, unul și același lucru. Mi-e indiferent subiectul, nu vreau să discut asta, cine este steaua, cine e FCSB și așa mai departe. Nu, nu mă interesează absolut deloc. Acolo, nu știu ce s-a întâmplat. Acolo e de sfera paranormalului. Acolo, deși am auzit discuții și despre asta, nu cred, pentru că nu pot să concep logic. Bine, nu puteam să concep logic nici despre precedentele trei Meciuri, dar na. Chestia e că, chestia certă este că cine a făcut lucrurile astea, cine și-a bătut joc de zecile de mii, sutele de mii de suporte rapidiști, nu am cuvinte frumoase pentru ei. Nu pot să am cuvinte frumoase pentru ei. Cine a făcut așa ceva este, nu este demn de cuvinte frumoase și de laudă. Na. Acum, voi ce părere aveți? Ce credeți despre aceste meciuri? Uh, aș vrea să discutăm mai ales despre ceea ce s-a întâmplat la meciul cu Creuva. Despre meciul cu Petrolul este clar, știm deja din declarațiile lui Danuz Lupu. Aș vrea să discutăm despre ceea ce s-a întâmplat la meciul cu Creuva, așa că te rog să lași un comentariu cu părerea ta. Ce crezi că s-a întâmplat atunci? Apasă butonul de like dacă ți-a plăcut acest clip. Și nu uita, dacă nu ai făcut-o încă, să te abonezi pentru a fi primul care află atunci când voi încărca un videoclip nou. Toate cele bune și cu bune și cu rele, ha-rapido!